După ce m-au chinuit ei atâta timp, e timpul să se ducă și ei sus să vadă cum e. Băi, băi, dă-mă jos, mă. Mi-e frică, bă bune. O, nici nu pot să uit, bă, că ți-i și curata. Iulie zice că e frică, bă, băiatule. Iulie e panicat, e cam frică lui Iulie. Mamă, deja e frică. Deja e frică, bă, și cum mi s-a făcut și mie piele de găină. Eu nu știu cum a rezistat el 24 de ore și noapte și fric și de toate. Și cu ploiul un pic azi noapte. Băi, nu pot să mă uit în jos. Să mișcă asta prea retare, bă, cu noi. Băi, păi tu ai fost sigur, bă, câte kilograme ai voi aici? 500, e bine, suntem în regulă. Ne băgăm în pat, că avem pătură. Bă, deja e frică, trebuie să stăm aici? Băi, Iulica... Ce să mai fac, eu mă lipesc, ia uite. Să ne încălzim, frate. Aoleu, nu mai pot, bă, așa mult, bă. A lăsat numai miere pe aici. Iulica, paniești, mă, paniești? Nu mai faci, iau cum se mișcă asta, bă. Ideea e că noi filmăm în noiembrie și e super mega frig acolo, adică bate vântul mult mai tare ca jos. Și uitați-vă ce nori vin, ești nebun la cap. Și ei trebuie să stea o oră îmbrăcați așa cum sunt, ești nebun. Ia fiți atenți că vine și mama Mițanu. Ne-a adus și nouă ceva, mama Mițanu. Dă-ne și nouă niște chipsuri, că ne e foame. Ia vezi, pizza, mai e pizza? Adică adevărul că la ce pizza i-am dat? Adevărul că i-am dat și pizza ca lumea noi. Fiți atenți, mărlămoilor, vă dau astea 3 mingi, da? Cine mă va nimeri, va scăpa. Aveți fiecare câte o șansă. Eu o să stau pe loc, nu o să mă mișc. Cine mă nimerește, scapă de acum. Ne dă o șansă să aruncăm cu mingii în el. Sunt foarte curios să văd dacă o să mă nimerească cineva, mă, ia. Hai să vedem cine nimerește. Ia, mă, că prea ai curaj tu, ia să te vedem. Fiți atenți, eu o să stau exact aici cu mâinile și cu picioarele așa, iar voi va trebui să mă nimeriți. Hai să o văd. 3, 2, 1, primul. Nu te uita, că-ți dau un cap, nu te uita. Nu te uita! Tata Mițanu a ratat. Ia să vedem pe Parpi. Hai să vedem și pe Parpi. Ia. Sigur îl nimeresc. Dă-i un cap, Parpi. M-a ratat și Parpi. Ce slab. Ia să vedem dacă îl nimeresc eu. Hai, Iulica, șansa ta. Ia. E tu, ești șansa. Ia să vedem. Asta e. Cât faci, bă? Mamă, ce aproape a fost de mâna lui. Nimeni nu scapă mai devreme, tată. Deși vremea devenea din ce în ce mai rea, chinul lor nu se oprea aici. Dragi torturați, de data asta avem această poartă de fotbal, da, în care va trebui să dați gol. Eu o să o pun așa, cu fața către voi, și trebuie să dați în plas. Cine nimerește în afara porții va trebui să-și dea un articol vestimentar jos. Haideți să vă văd. Hai să vedem, Iulica. Tata Mitanu primul, hai să vedem. 3, 2, 1 și... Yeah? Da, nu-mi dau nimic jos. Iulie este al doilea. Nu prea le-am așa cu nimeritul, nu l-am nimerit nici de sus pe el. Acum să vedem dacă nimeresc asta, o să dau tare așa în jos, să vedem. A, nu dă tare, bă, că nu-mi pierzi. Asta e, eu mă risc. Mă, Iulie trebuie să-și dea un articol vestimentar jos, let's go. Băi, răsi spărțera lui Felix în viața ești gura ta. Mamă, și ce-ți să-mi dau jos acum? Tricou, hai. Băi, mă, ești un articol. Nu, tricou a zis. Da, adică. Nu, tricou. Mamă, Iulica, ai pus. Mamă. Hai să vedem și pe Parpi. Mi-e frică. 3, 2, 1 și... Ia! No, bă, pe lângă, bă. Eu nu-mi dau nimic. Bă, da, trebuie. Du-te, Adida, și jos. Gata, bă, și-a dat Adida, bă, și jos. Nu mi-a aruncat, bă! Bă, nu mi-a aruncat, bă! A dat cu... Fie-n plasă, băi! Ce-a aruncat naicurile Air Force One, ești nebun de acolo! Ce ați făcut, mă, v-ați aruncat hainele, mă, mâncat v-ați durat, bă! Deja mi-au înghețat picioarele! Bă, nu vă imaginați cât de rece e tabla aia pe care stau ei, vă jur! De data asta vom avea această țintă care va fi pusă pe pământ jos, iar cine dă punctajul cel mai mare de pe toată ținta asta va fi eliminat, adică nu va fi, practic, salvat, nu eliminat și va fi dat jos. Ok, let's go! Hai să vedem! O să punem ținta aici, dacă nimerește cineva, merită să fie salvat, ești nebun. Hai să vedem, tata Mițanu primul. 3, 2, 1. Ia, ia. Aproape, bă. Pe lângă. Hai, Parpi. Nu, aici vreau. Aici vreau. Hai să vedem și pe Parpi. Haideți că mi-e frică. Sper să nimeresc, să cobor de aici. Ia, ia. S-a pus! Băi! Am dat, a dat cu pământul, a dat cu manta, să moară bine, a dat cu manta! Da, a dat cu manta, da, să mor! Hai, Iulica, să te vedem! Hai, Iulica, dezbrăcatul! Dă 50 ăsta, că vede bine! Ia! Bă, a luat-o vânt! Cobor de aici! Mă, ne lasă singur, mâncați-aia și gura ta! A luat-o vântul! Parpi este salvat acum! Cobor în acela să cobor și de aici, că nu mai pot de fric cu apa, băieți! Mamă, 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 ce noroc a avut, bă, a dat cu manta, bă, cu pământul și a venit aia înapoi! Ne lasă să coborâm și noi acum, mamă, că nu... Hai de capul meu! Cred că mai aveți de stat voi, eu cobor! Gata, mă, Parpi este salvată. Hai, vă pup, băieți, pa, pa. Mamă, Parpi ne părăsește, bă. Iulica, ți-e frig, mă? Nu, no,
Opa! Stai, nu mă pune pe jos. Ce gâscă că... Ce gâscă de aia care dădea napa așa. Ce bă, ne urci iar? Da! Și fii atent, Tatamițanu, îți dau o veste. Dă și tu tricoul jos. Na, nu, nu. Ce bă? Da. Pentru ce? Tortura, mă, frate, bro, cât mai chinuie să faci ce zic eu. Auzi, ce n-am ce să fac, auzi. N-am ce să fac. Trebuie să facă ce zic eu, ești de ăla că m-a chinuit. A câștigat challenge-ul. Bă, e frig, bă. Mamă! Uite și tricoul lui Tatamițanu. Hai să-i înălțăm din nou. Bă, mai era ce l-am strănutat. Fii atent ce norat e, mi-a te jură ta. Și dacă ne prinde ploaia, am pus. Mamă, și mă crezi că acolo cred că plouă. Da, da, da. Fiți atenți, băieți, proba finală a venit și pentru ei. Ultimul care se va opri din făcut flotări va câștiga tot acest challenge, iar ultimul va trebui să mai rămână puțin sus. Îi avem aici pe cameră. Hai să vedem cum stă situația. Sunteți gata? Gata. 3, 2, 1 și hai să vedem. Au început. Hai mai repede. Hai, am făcut și pe ultimul care se oprește va câștiga și va fi salvat. Se mișcă bine amândoi, văd, îmi place de ei, îmi place. Bravo, bravo, bravo. Ia uite, bă, băiatule, bă, ce se mișcă, bă, și Tatamițanu, bă. Hai, Tatamițanu complete. Ia uite, bă, Tatamițanu nu prea mai poate. Nu prea mai poate Tatamițanu. A câștigat! Iulia a câștigat, tată! Este, bă! Am câștigat! Tatamițanu, va trebui să mai rămân acolo, tată! Ești mai tânăr, băi, mai tânăr, băi! Eu le-am făcut de frig! Începe și ploaia, băieți, așa mă să picure! Tatamițanu trebuie să rămână și în ploaie încă 15 minute! Iulica, mă părăsești, mă? Goodbye! Iulie este salvat, mă rog, a câștigat la flutări, iar Tatamițanu va trebui să mai stea 15 minute și cel mai probabil va începe și ploaia acum! Aoleo! Bravo, Iulica! Bravo, poți să te îmbraci. Tatamițanu, tu din păcate mai trebuie să mai stai un pic. Ce fă, mă, mâncățești, că nu mai pot de frig, bă, vine ploaia, vine ploaia. V-am zis că o să plouă. Începe să picure, nu știu dacă vedeți, dar și pe chestia asta sunt picături de ploaie deja. Mai ai 10 minute, Tatamițanu, de acum. Băi, din păcate am rămas singur și uitați-vă că vine ploaia. V-am zis că o să vină ploaia de acolo din îndepărtare și chiar vine ploaia. A început să picure așa ușor, ușor. Cred că într-un sfert de oră ne torențial o să fie, torențial. Uitați-vă cât stropi am pe toată camera asta. Mamă, deci chiar începe ploaia, bă, bune, bă, trebuie să băgăm și drona jos, ca asta nu rezistă la ploaie. Mamă, nu mai pot de frig. Mamă, și nici n-am voie să-mi iau pătura pe mine, că mi-aș fi luat pătura asta pe mine, dar mă vede și îmi dă după aia altceva, să mai stau vreun sfert de oră, așa că mai bine nu iau. Deci am mâinile albe sunt, sau albi mâinile, mâncați să-și gurat. Mamă, începe ploaia, bă, pe bune, bă, începe ploaia nebună. Uitați-vă ce-i pe cerceaf, a început să picure bine acum, deja simt bine pe spate. Împachetăm totul, băieți, ia uitați-vă câte picături de ploaie. Uitați-vă picăturile, a început să plouă, din ce în ce mai tare o să fie. Din ce în ce mai tare. Nu mai are, mă, de îndurat mult. Eu asta tot zi, ești nebun la cap. Oamenii fac foc în casă, nene, și eu sunt sus la 25 de metri pe nacelă și plouă afară. Cred că sunt 8 grade, 7 grade. Pai de capul meu, deci e jale. Încă 3 minute. Nu mai pot. Fiți atenți ce noroc are. În 3 minute nu cred că o să apuce norul ăla care e foarte negru să vină deasupra lui, bă. Hai, Doamne, 3 minute să mai rezist. 3 minute. De-abia aștept să cobor. Cred că mă duc și îmi fac o baie cu apă fierbinte cu sare și iau două aspirine ca să nu răcesc. Roagă-te la Dumnezeu să nu vină norul negru. Pai de capul meu, dar greu trece, Doamne, greu. Încă un minut. Mamă, cum se mișcă, mâncați așa. A început să bată și vântul un pic și a început să miște în acela sarul de tot. Cum se clatină asta? Hai, Iulica, ia astea, hai să mergem acasă. Băi, dă-mă mă jos. Hai că mergem acasă. Bă, dă-mă jos, mă, băi Mițule. Să ai o seară superbă sus acolo. Noi dați greu un de like și pământ de subscribe la canalul ăsta, tată. E un canal în secundar Mițu 2.0. Deci dați și subscribe. V-am pupat. Pa, pa. Tata Mițanu rămâne sus. Până când îmi vine mie cheful, mă. Băi, au plecat și m-au lăsat aici. Hai de capul meu, să vezi ce le fac. Dacă vedeți clipul ăsta, înseamnă că m-au dat cândva jos. V-am pupat, da subscribe.